Bună tuturor, sunt Cosmin și astăzi m-am gândit să fac un nou video în care o să vă prezint câteva tipuri de persoane de pe Snapchat. Cine știe, poate să vă regăsiți și voi. Să începem! Persoana care face cont de Snapchat nu postează nimic și urmărește pe toată lumea. Da, atât. Doar urmărește și nu face nimic. Să vedem ce mai face lumea pe Snapchat. Ce poză comică are ăsta. Măcar el are tupeu să-și arate fața pe Snapchat. Eu nu. Nu, mai bine nu. 2. Persoana care nu știe să folosească Snapchat-ul. Pur și simplu nu știe să-l folosească. Presupun că și l-a făcut deoarece a auzit că este la modă. Băi frate, mi-a făcut și eu cont de Snapchat. Dar cum se folosește, băi frate? Cum să fac o poză? Nu merge poză. Ci că poți să vorbești cu prietenii. Dar cum să dau? Am făcut o poză. Cum o postez? Ce greu e Snapchat-ul. Cine m-a pus să fac Snapchat, băi frate? Povestea mea. Ce fac eu cu povestea mea? Cum adică povestea mea? Nu știu, închid. Ce-am făcut? L-am stins. Persoana care își face selfie-uri doar cu cele mai populare filtre de pe Snapchat. Cum ar fi? Filtrul de înfrumusețare, da, dacă ești fată, înțelegi ce zic. Urechi de câine, coroniță cu flori sau cu fluturi și multe altele. Băi frate, folosește și tu altceva. 4. Persoana gen Kylie. Da, alt nume n-am găsit mai bun. Acea persoană încearcă ca toate videourile și imaginele de pe Snapchat să fie cât mai surprinzătoare, cu putință. În așa fel încât să-i facă pe oameni să creadă că au o viață super. Sau chiar au o viață super și vor să arate lumii cât de super o duc. Cât de bine o duc. Și în câteva ore eu împreună cu câțiva prieteni vom merge și vom vizita Cascada Niagara. Da, sună foarte super și foarte... Ce viață mișto are ăsta! Și eu stau și mă uit la viața lui de pe telefonul meu. Imediat! Ce viață tristă! Nu mi-a luat nicio cascadă. Sper că mă cred. Cinci. Cel mai enervant tip de persoane. Persoanele care trimit poze la toți prietenii din listă ca să facă puncte pe Snapchat. Asta poze cu el? Îl cunosc de undeva? Oare a fost colegi de clasă? Oare a fost prieteni? Și-am uitat de el? 6. Persoanele care filmează tot ceea ce fac. Mai bine spus, fac daily vlog pe Snapchat. Acum vom merge și vom bea niște apă, deoarece mi este foarte stetic. Voi mânca ceva. Și până la toaletă. Și acum voi face niște poze. Acum beau apă. Dar ăsta n-are viață socială, se filmează toată ziua. Ba când bea apă, ba când mănâncă, ba când nu știu ce. Ăsta ar trebui să se facă vlogger. Da. 7. Persoanele care nu postează altceva în afară de oră. Da, nu mai postează nimic. Altceva, nimic. Da, da. 8. Persoanele care pun citate pe Snapchat. What? De când Snapchat-ul a ajuns Facebook? Ați încurcat căile? What? Da. Și 9. Persoanele care fac videouri amuzante pe Snapchat. Da. Snapchat-ul a ajuns și Vine. Din păcate, da. Da. Martinii morcov la fereastră. Deoarece li s-au spus că sunt bun pentru vedere. Am fost cu taxiul și am vrut să sar din taxi. Ce un prieten, băi frate, am învățat să scriu.
Ha, ha, ce amuzant. De ce le urmăresc eu pe asta? Și atât. Acest video a fost un pamflet. Sper că ți-a plăcut. Dacă da, nu uita să te abonezi, să lași un like și un comentariu cu părerea ta despre acest video. Până data viitoare, vă aștept cu un nou video. Pa!